focul de viață făcător și focul arzător și pârjolitor. Bucuria mea este minunat și de neuitat cuvântul de învățător al Sfântului Părinte Ioan de Cronștad. Omul este pus în această lume ca între două focuri, dintre care unul este făcător de viață, iar celălalt este foc arzător și pârjolitor iar omul este dator să întrebuințeze toată silința de sine ca să aprindă în el însuși focul dumnezeiesc, focul credinței și dragostei de Dumnezeu și de aproapele. De aceea, Sfântul Părinte Luca al Crimeii ne zice așa, copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteți păzi de unlătirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică duhurile rele. Aveți grijă! diavolului nu este de folos să gândească și să simtă cineva că îi stă aproape. Un vrășmaș ascuns și necunoscut este mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare și de groaznică este oastea draților! Fără de număr este hoarda lor întunecată, neschimbată, neobosită, zi și noapte căutând a ne face să cădem pe noi toți cei ce credem în numele Lui Hristos să ne ademenească pe calea necredinței, a vicleniei și a necuvinței. Acești vrăjmași nevăzuți ai Lui Dumnezeu au ca singur rost zi și noapte nimicirea noastră. Însă nu vă temeți, luați putere din numele Lui Isus și dreptar de viață să ne fie cuvântul de învățătură al Sfântului Părinte Teofan Zăvorutul. Nu neglijați rugăciunea de dimineață. Dimineața moțăiți și ca atare nu vă rugați sau vă rugați la plezneală. Este foarte rău. Rugați-vă puțin, însă așa cum trebuie după toată rânduiala rugăciunii. Dacă întârziați cu trei minute acolo unde vă grăbiți să ajungeți, nu este mare lucru. Așadar, rugați-vă neapărat aceste trei minuțele dimineața, în atare caz n-aveți de ce vă apuca să citiți rugăciun după carte sau pe din afară. Rugați-vă cu propria gândire și propriile cuvinte. Puneți-vă în fața lui Dumnezeu. Dați-i mulțumire că v-a păzit în vremea somnului și că v-a trezit să vedeți din nou lumina sa și să mai trăiți o vreme fiindcă mult se culcă, dar desculat nu se mai scoală. Cereți de la el binecuvântare pentru treburile zilei care începe, ca să vă arate pe cele bune și să vă ferească de cele rele. Chemați-o pe Maica Domnului, chemați pe Îngerul Păzitor, pe Sfântul al cărui nume îl purtați și pe toți sfinții. Rugați-vă pentru mama, fratele, rudele și cunoscuții voștri, pomeniți-i și pe cei adormiți, după aceea încredințați-vă voi lui Dumnezeu, mergeți la treburile pe care le aveți, străduindu-vă în tot chipul să nu uitați că înaintea feții lui Dumnezeu umblați. Amin și Aliluia.